Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în acest weekend la 36 de situații de urgență. Aceștia au acționat pentru salvarea unui animal, stingerea a 5 incendii, transportarea unei persoane supraponderale cu probleme medicale, îndepărtarea unor elemente ornamentale de pe acoperișul unei clădiri, dar și la 2 accidente rutiere. În cursul zilei de sâmbătă, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit cu auto specială pentru salvarea unui câine căzut într-o fântână de circa 15 metri adâncime în localitatea Cerneți. Pompierii au acționat cu accesoriile din dotare și au reușit extragerea în siguranță a patrupedului. În cursul zilei de sâmbătă, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit în localitatea Cerneți pentru salvarea unui câine căzut într-o fântână. Cu ajutorul accesorilor din dotare, pompierii au extras în siguranță animalul din fântâna adâncă de circa 15 metri pe care l-au predat proprietarului. Pentru stingerea incendiului izbucnit sâmbătă seara la cultura de grâu a intervenit un echipaj de pompieri din cadrul stației Vânjumare. Flăcările s-au manifestat la 6 hectare de teren, cauza probabilă de izbucnire a incendiului fiind determinată de folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.